văzut ceva super nebunesc. L-am văzut pe prințul Bruhevenului căutându-și o prințesă. Uitați-vă cum stau prințesele aliniate la rând. Și avem chiar și un cal regal și o mașină șmecheră. Am găsit și cavalerul. Uitați-l cum îl păzește pe prinț. Mamă, cât de tare arată! Toate fetele stau la rând ca să se poată căsători cu prințul Bruhevenului. Căci dacă una dintre fete este aleasă ca să-i fie mireasă prințului, automat va deveni în viitor regina Bruhevenului. Și nu fac asta pentru că, vai doamne, l-ar iubi pe prinț, ci din cauza banilor. Toate fetele își doresc bani. Se pare că la prima fată i-a zis așa: ești prea înaltă pentru mine, nu știu ce să zic. Noi iubim, prințescuze, adică nu trebuie să te rușinezi că tu ești mult mai mic decât ea, dacă fata te place. Nu e vina ei că ea e mai înaltă, zice. Concursul încă nu a început, toată lumea înăuntru acum. Se pare că prințul are 3 pretendente disperate să devină prințese. Chiar una dintre ele s-a micșorat ca să fie mai mică decât prințul. Nu știu ce să zic fetelor, dar se pare că prințul nostru deja și-a găsit prințesa. Adică se sorbi din priviri. Prima probă, introduceți-vă. Oh, se pare că celelalte prințese mai au o șansă. Cred că orice fată și-ar dori să fie aliasa prințului, să ducă o viață de bogați, să devină prințesa Bruhevenului, să se plimbe doar cu Rolls Royce-uri, mașini scumpe, să primească diamante, să primească flori și un întreg regat să li se închine. Oh, cred că ar trebui să mă pun și eu la coadă aici, deși nu sunt deloc îmbrăcată ca celelalte pretendente. Fetele acestea deja arată ca niște prințese. Sunt super împopoțonate, au bijuterii de lux, iar eu chiar nu arăt deloc prezentabil. Dar fie ce-o fi, stau și eu aici la coadă. De asemenea, vreau să văd ce calități trebuie să împlinești ca să fii aliasa prințului. Bună, sunt Alina, am 18 ani și îmi pare bine de cunoștință. Ok, să vedem următoarea. Hai, sunt Britney și plac animăluț. Ești frumos, rău. Oh, Britney, îmi pare bine și tu ești frumoasă. Hai, Britney, hai, Britney. Mamă, ce tu crezi că e fata asta? Ar face bine ca toate aceste fete frumoase să nu-l dezamăgească pe prințul meu, că altfel pun eu sabia pe ele. Yes! Eu sunt Angela și chiar dacă sunt puțin cam înaltă față de tine, sper să-mi dai o șansă, prințul meu. Ok, poți să-mi spui Charles. Normal că-l cheamă Charles. Pe toți prinții frumoși îi cheamă ori Charles, ori Harry. Numai de ce nu au prinții? Tu cine ești? Eu sunt Foxy, îmi pare bine. Foxy, îmi placi. Serios? N-am făcut nimic, pur și simplu mi-a zis că mă place? Ce ciudat? Wow, nu mă așteptam. Veniți la următoarea probă, haideți în sala mare. Wow, altă probă, wow. Îți curioasă despre ce este vorba. Wow, ce se întâmplă aici? Câte lumini! Pretendentelor, mă bucur că ați venit și mă simt onorat că vă bateți pe mine. Vreau să-mi arătați cel mai bun outfit de prințesă, pentru că doar o prințesă cu un outfit pe măsură va sta la brațul meu. Oh, interesant! Un concurs de outfit de prințesă. Însă, celelalte prințese au deja ținutele. Cred că de asta se bucură atât de tare, că m-au văzut pe mine fără ținută. Dar o să mă aranjez și eu și o să fac cel mai bun outfit de prințesă. Revin în 2 secunde să vă uimesc. Sunt gata să fiu prezentabilă și frumoasă. Sunteți pregătiți? Ta-da! Wow. Mi-am pus această rochie roz prețioasă, acest colier
Foarte frumos, prețios, coronița aceasta roz cu diamante și freza aceasta potrivită pentru o prințesă. Celelalte fete sunt și ele gata, dar eu m-am pregătit și le-am văzut și pe ele cum erau înainte pregătite, deci nicio competiție pentru mine. Probabil că eu o să am cea mai bună ținută. Celelalte fete se uită la mine. Toată lumea ia super în serios această competiție, ca și mine. Îmi dau târcoale. Cu ce este această fată îmbrăcată? Să-i o rupem. Da, rupe-i rochea că e prea frumoasă. Și așa au ieșit fetele rele din ele. Fetele astea sunt mean girl. Sunteți gata? Doar 10 secunde rămase. Ceasul trece. Grăbiți-vă. Se pare că fata albastră a abandonat. Toate aceste fete arată superb. Acest prinț nu le merită, pentru că sunt prea vedi, prea frumoase. Este timpul să vă dau o notă. Fata care primește cea mai mare notă pleacă cu mine acasă. Tu, fata în galben, ești absolut superbă. Îmi place cum arăți și o să 10. Arăți ca viitoarea mea prințesă. Yes! Mulțumesc! Nu mă așteptam! Wow! Oare așa să fie? Aș fi ales prințesa din prima? Păi atunci ce sens mai are? Noi celelalte concurente să mai stăm aici. Nu plecați încă, pentru că nu m-am hotărât. Trebuie să vă dau note. Prințesa nu-i prea deștept. Adică dacă i-a dat uneia deja 10, ce sens mai are? Așa roz, așa superbă, îmi place cum arăți. O să-ți dau și ție tot 10. Ce? Ea a primit tot 10? Acum suntem amândouă pe același loc? Da, scuze, gen, nu e vina mea. Sincer, ești drăguță, îmi place rochia ta. Dar simt că nu e de nasul tău. Tu nu ești așa prezentabilă pentru rege, adică tatăl lui. Trebuie să... Și tu pari dar o fată bine îmbrăcată. Dar, scuze, nu ai stofă de prințesă, așa ca și mine. Aș putea zice că aproape mi-a făcut un compliment. Dar în același timp mi-a zis că nu am stofă de prințesă. Ce-o crezi tu? O să câștig acest concurs. Acum chiar că m-am enervat. Mie îmi plac fetele puțin mai naturale. Și tatăl meu nu ar fi de acord niciodată cu tine. Nu. Iar eu îmi respect tatăl, pe regele meu. Așa că ești eliminată, poți să pleci. Wow! Serios? Bine, să cred că a fost eliminată. Eram cea mai bună de aici. Tu pierzi, prințule. Rămâi cu fetele acelea urâte. Și au mai rămas două. Dar care îmi va face mai mulți moștenitori? Știi ce? Mie nu-mi pasă de averea ta, de banii tăi. Așa că poți să o alegi pe ea. Am vrut doar să văd dacă aș câștiga acest concurs. Nu mă interesează să fac ție niște moștenitori, doar dacă mă placi sincer și ajungem să ne iubim, pentru că ne cunoaștem de câteva secunde. Și mi se pare super dificil să-mi programezi toată viața după ce vrei tu. Apreciez că ești sinceră și vreau să ne cunoaștem cât mai bine. Iar dacă lucrurile o să meargă între noi, o să te iau de soție și o să devii prințesa Brookhaven-ului, iar apoi regina Brookhaven-ului. Ce zici? Îmi dai o șansă? Sigur. Mă lăsă o secundă să mă mai gândesc. De ce te mai gândești? Prințule, ia de mine! Îți fac 2000 de moștenitori! Lângă mine, o fată care știe să se impună. O fată care știe să conducă în lipsa mea. Și presimt că ea e aliasa. Oh my god! Nu vine să cred că prințul m-a ales pe mine! Acum ce urmează? Încă nu ai câștigat competiția. Urmează-mă pentru o ultimă probă. Hai să facem la castelul meu. Wow! Ce tare! Wow! Ce castel tare! Aici o să locuiesc? Oh my god! Superb! E super frumos aici! Bine ai venit, prințesa mea. Florile acestea sunt pentru tine. Te rog să mă urmezi în salonul în care vom cina în seara asta. Ce drăguț! Romantic! Wow! Cât de romantic! Și câtă mâncare! Nici de ce a pus atâta mâncare, pentru că n-are cum să mănânc atâta mâncare și apoi să mă mai mișc. Nu să mai intru în veci în rochia de prințesă.
Pare atât de bună. Yummy! Poftă bună, prințule. Încă nu ai câștigat competiția. Urmează-mă pentru o ultimă probă. Ce? Serios? Mai există încă o probă? Bine ați venit, fetelor, pe acoperișul regal. Acum va trebui să vă duelați pentru mine. Eu o să te bat de numai cu sabia. Fetele acestea s-au bătut unele pe celelalte. Nici măcar nu am avut timp să le dau bucata. Lol. Se pare că eu am câștigat. Felicitări. Vreau să văd care din voi sărută cel mai bine. O să te sărut. Oricât mi-ar plăcea viața aceasta de la castel, niciodată n-o să-l sărut. Ca să ce? Parcă mi-a pierit cheful față de prințul acesta. N-are decât să rămână cu cele două pretendente. Eu am plecat acasă.